La Biblioteca Județeană Alexandru Dobescu din Călăraș a avut loc vernisajul expoziției de artă vizuală al grupului artistic Omicron și al invitațiilor acestora. Evenimentul a fost prezentat de criticul de artă Ana Amelia Dincă, iar expoziția va rămâne pe simezele Bibliotecii Județene Călăraș până la sfârșitul lunii ianuarie și poate fi vizitată în regim muzeal cu respectarea măsurilor restrictive aflate în vigoare. Inițiatorilor acestui proiect, Victor Grigore, Jimmy Stănescu, domnul Cornel Ursu Dobrogea, și să invit să spună dânsii câteva cuvinte, după care criticul nostru de artă, care ne este mereu alături, vă va detalia lucrările care sunt expuse și câteva chestii despre artiștii care expun astăzi. Vă mulțumesc, Victor, Jimmy și domnul Ursu. Haideți împreună aici! Bună ziua și bine v-am găsit la această expoziție în condiții speciale. Am fi dorit să ne întâlnim în alte împrejurări, nu mai bune. Să sperăm că va apărea vaccinul și vom face în continuare expoziții pline de public, de presă, de oameni de cultură și iubitori de artă. Speram să vizionați cu plăcere aceste grăbi de artă. Avem artiști din grupul nostru, Omicron, care este un grup care se formează și se sudează pe zi ce trece. Am vrut să fie o expoziție de artă modernă, în special, și am încercat să apropiem și tinerii, elevii, iubitori de artă, voluntari ai bibliotecii, pentru că această bibliotecă este a tuturor cetățenilor acestui oraș și în special dedicată celor mici. Și vă mulțumesc pentru prezență și să vizionați această expoziție. Îl invit pe domnul Victor. Este prima ediție a Salonului de Artă Contemporană. Sperăm să aibă loc în mai multe ediții, chiar în acest spațiu, care este un spațiu nou, primitor, modern, care se poate compara cu orice spațiu expozițional din țară. Tehnicile pe care artiștii expozanți le-au folosit sunt diferite, diverse, acrilic pe pânză, acuarele. Avem câțiva tineri, copii, care au studiat acasă datorită situației, au studiat pe internet și au expus câteva lucrări de grafică japoneză. Artiștii expozanți sunt atât din Călăraș, cât și din București. Oamenii autodidacți, care studiază în particular, sau cu studii. Câțiva sunt membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România. Sperăm să ne vedem cât mai des în acest spațiu și să vedeți cât mai multe expoziții organizate de noi artiștii locali, dar și de invitații noștri. Mulțumim! Păi ce să vă spunem, inițial era vorba să pornim această expoziție cu lucrări de Crăciun, de an nou, de sărbători, de iarnă și am ajuns până la urmă la un salon de artă contemporană. Să fie cu augur și în anii ce vor urma, să ne revedem mai des și cu cât mai mulți participanți, artiști locali și invitați și cu cât mai mulți călărășeni dornici de frumos care să vină să-și încălzească sufletul cu lucrări sensibile. Un sfârșit de an cu bucurie, cu sănătate și într-un mulți ani să ne revedem sănătoși. Vă mulțumesc! Amelia ne va spune pe limbajul artiștilor, așa? Ce vedem noi aici, în această expoziție?
Mă bucur că iată din nou în spațiul Bibliotecii Județene se desfășoară cea de-a doua ediție a unei expoziții a grupului Omicron și Invitații, însă este prima ediție a Salonului de Artă Contemporană. Bineînțeles că oamenii care iubesc cartea, oameni care iubesc Călărașul, oameni care iubesc Biblioteca Județeană sunt cei care vin și expun aici, pentru că modul lor de a aborda arta este un mod de a trăi, un mod de a fi, astfel comunicându-ne și nouă sentimentele pe care ei le au și dorind să încânte ochiul nostru cu cele mai frumoase imagini. Cei care expun aici, așa cum a spus și distinsul nostru prieten Jimmy Stănescu, sunt artiști care au o orientare modernă, sunt artiști care lucrează pornind de la principiile stabilite de demersul istoriei artei, principii artistice de la care nu ne putem abate, chiar dacă facem pictură figurativă sau abstractă. Și în pictură abstractă, atunci când artistul este bun, se vede. De aceea, indiferent ce formă de expresie ar aborda fiecare dintre artiști, ei demonstrează, este vizibil faptul că au în spate mult exercițiu, iar tânăra generație care vine din spate este aceea care demonstrează talent și bucurie în fața șevaletului. Pentru că avem în principal lucrări bidimensionale în această expoziție, cu o excepție, cea sculptorului Alexandru Paraschiv, unul din mari sculptori români, sculptor cu carieră la Paris, care s-a născut aici în zona noastră și care are într-adevăr o viziune, un mod de a lucra modern, care merge spre sinteză, spre esență, spre desăvârșirea formulelor artistice pentru care a optat, un om de cultură și un om care a expus de nenumărate ori la Călăraș. Domnia sa fiind excepția, deci sculptorul Alexandru Paraschiv, unul din importanții sculptori contemporani, o să încep acum să spun câteva cuvinte despre fiecare expozant, pentru că, așa cum am spus de nenumărate ori, fiecare merită atenția cuvenită și să ne bucurăm cu toții, noi între noi, să spun așa, de acest frumos eveniment. Petronela Mila vine în expoziție cu mai multe lucrări în care noi observăm cum nu se îndepărtează de zona figurativă, cum spiritul modern amprentează lucrările sale, cum zona aceasta, vegetația locală, zona Borce, este cea care îi constituie motiv pictural, însă pornind de la peisaj, care este o temă clasică, Petronela Mila abordează încă o temă clasică și anume portretul. Portretul feminin este cel care dă măsura opțiunii sale, mai ales chipul, și încearcă să transmită diferite mesaje, nu numai prin geografia chipului uman, dar și prin cromatica folosită. Petronela Mila are o cromatică bine susținută, ea se încorsetează în aceste griuri colorate care o definesc. De multe ori am văzut și lucrări cu accente de culori calde, care îmbogățeau astfel discursul vizual al Petronelei Mila. Carmen Pavel, cu lucrarea tradițională de astăzi, m-a făcut așa să mă simt din nou copil, dar ea lucrează în zona decorativului, îi place foarte mult linia, îi place să se joace cu elementele din limbaj plastic, astfel încât formele pe care le conturează se scoată în evidență spiritul feminin, frumusețea lumii și talentul pe care ea îl are pentru o anumită viziune, pentru un anumit drum la care ea a pornit și a pornit pe un drum care o ajută să se autodefinească din punct de vedere spiritual. George Iulian Bădițescu este elev în clasa a 12-a, la clasa de arta Liceului Pedagogic Ștefan Bănulescu. Este elev al artistului Silviu Ioan Soare și în ultimii ani, de când este elev aici, a participat la aproape toate expozițiile de grup de la Călăraș și noi am putut observa evoluția sa, începând din clasa a 9-a până în acest moment. Este un tânăr de talent, un tânăr care lucrează foarte mult și poate foarte mult. Vom mai auzi cu siguranță de el.
Silviu Ioan Soare, știți că este ceramist de formație. De data aceasta expune două lucrări parietale, două acuarele, care demonstrează spiritul său liber, spiritul gestual, care nu se îndepărtează de figurativ, astfel încât zona aceasta a culorii, atât armonia cromatică, dar și contrastele sunt evidențiate de artist, pentru că în fiecare vară florile sunt cele care îl inspiră, dar și peisajul. Silviu Ioan Soare a lucrat foarte mult acuarele, mai ales din luna martie, de când a început pandemia, și are zeci de lucrări în care evocă încă frumusețea nedisimulată a naturii. Elena Schumacher este o artistă de la București, este o artistă care scoate în evidență sufletul sensibil al femeii, este apropiată de muzică, cântă la un instrument muzical, este un om care iubește fotografia de artă, dar și pictează. Lucrările sale sunt aparțin zonei figurative, se îndreaptă ușor spre o zonă de stilizare, de interpretare, dar în acest moment artista lasă puțin în urmă pictura de șevalet și se apropie mai mult de acuarelă, pentru că această tehnică acuarelă este o tehnică ce sensibilizează foarte multă lume. Acolo este o poezie în a te juca cu apa, dar este și o provocare, este o tehnică foarte grea, așa că pentru Elena Schumacher un nou drum va fi acesta al acuarelei. Suzana Stan, Eva Stan și Clara Stan, este vorba de mamă și cele două fiice, prietenele noastre, le cunoaștem, au expus de atâtea ori alături de noi, au expus lucrări deosebite. Doamna Suzana Stan iubește forma reală, se îndreaptă către detaliu, către culori contrastante, este foarte sigură pe ceea ce face, însă cele două fiice ale sale, Eva și Clara, care sunt îndrumate de pictorul, artistul plastic Victor Grigore, este evident că depășesc zona aceasta de imitare a realității, merg în zona sensibilității, merg în zona plastică și, deși sunt foarte tinere, ele știu să stilizeze și să interpreteze realitatea în cele mai bune formule vizuale. Bercenicila este o artistă pe care am cunoscut-o prin lucrările sale la Salonul de Toamnă și este o artistă care merge pe aceeași viziune modernă, foarte sensibilă, are o viziune identitară, pentru că fiecare artist are stilul său, se vede că are o experiență de șevalet foarte puternică, este una dintre artistele care se înscriu în fenomenul artistic actual. Un acuarelist prezent început cu anul trecut pe simezele galeriilor, muzeilor din Călăraș este domnul Vasile Trandafir. Acuarela pentru dumnealui este un mod de a trăi, vine din zona aceasta a peisajului. Peisajul, iată că nu este un subiect epuizat, natura este cea care întotdeauna este un corespondent al ființei noastre, astfel încât mulți artiști se raportează la ea și de fiecare dată lucrările sunt inedite. Nu o să vedem că un artist repetă o imagine realizată de alt artist, pentru că simbolurile naturii, momentele zilei, efectele de atmosferă, efectele cromatice sunt foarte diferite. Astfel încât și artiștii care au experiență știu să speculeze aceste elemente și să redea în spațiul bidimensional ceea ce e mai frumos în natură și ceea ce este mai frumos în sufletul artistului, astfel încât cele două elemente să se metamorfozeze. Despre acest lucru este vorba și în cazul domnului Vasile Trandafir. Elena Gabriela Flore a fost o surpriză pentru mine când am văzut primele lucrări pe simeze. Este foarte sensibilă, îi plac contrastele foarte puternice, dar știe să și acromatizeze, să armonizeze întreaga compoziție. Ba chiar am văzut un portret foarte modern, le-a realizat în tușe foarte gestuale, în tușe foarte sigure și
Această opțiune a domniei sale pentru peisaj, dar și pentru detaliu mai ales de peisaj, dar și pentru portret, înseamnă că există o preocupare foarte puternică în zona picturii de șevalet și există și o evoluție evidentă de la o expoziție la alta. Gabriela Apostol este și domnia sa apropiată de zona vegetală. Îi plac foarte mult florile, îi place foarte mult să lucreze în forma bine definită, desenează și de multe ori reușește cu mare sensibilitate să surprindă această poezie a coronelor florilor, care pe noi privitorii ne încântă de fiecare dată. Dragul Radu Popescu Comana nu mai are nevoie de nicio prezentare, pentru că deja artiștii călărășeni îl cunosc. Acum are o expoziție la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia, cu aceleași chipuri de voievozi și de domnitori. Un artist stăpân pe mijloacele de expresie, un foarte bun portretist, un om care se documentează foarte mult înainte de a reprezenta o personalitate istorică. Îi place foarte mult să reprezinte și detalii, dar surprinde interiorul personajelor sale, surprinde foarte bine întreaga anatomie facială. Este un artist care iubește creionul, a desena în creion este o tehnică pe care trebuie să o stăpânească toți artiștii plastici. Uneori tehnicile acestea moderne mai pot să suplinească anumite elemente pe care artistul poate că nu le-a descoperit încă, dar în zona desenului Dragoș Radu Popescu Comana este cel care este sigur pe sine. Este un excepțional portretist. Felicia Huideș. Doamna Felicia Huideș este profesoară de fizică. S-a apropiat foarte mult de acuarelă și la Călăraș a venit cu o expoziție personală anul trecut. Am încercat să ducem această expoziție, de fapt am și dus-o la Slobozia, la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea. Dânsa a făcut o obsesie pentru această pictură în acuarelă și este foarte romantică în abordările sale, pictează natură statică cu flori, peisaje, surprinde atmosfera luminii, îi plac foarte multe clerajele, știe să dilueze, să dea prețiozitate lucrărilor sale. Acele diluții pe care le practică sunt de o delicatețe extremă. A abordat și pictura de șevalet, a studiat și tehnica flamandă, dar acuarela este o tehnică apropiată de sufletul domniei sale. O altă iarnă, al Mirel Dănescu, este o compoziție în același discurs modern, o compoziție care demonstrează că și anotimpul iarna, ca orice alt anotimp, este un subiect inecuizabil pentru artiștii plastici. Artiștii plastici pot să reprezinte în mod diferit aceste anotimpuri, pentru că, așa cum am spus de multe ori, natura și anotimpurile vibrează în sufletul fiecăruia dintre noi și ființa își găsește un corespondent în peisajul din jur, din orizontul imediat apropiat. Iată și pe prietena noastră, Dorina Cântăbine, care am expus la expozițiile organizate de noi și mi-a plăcut că se orientează către portretul istoric. Ion Nice Brădianu, Regina Maria și Regele Ferdinand, Patriarhul Miron Costin, dar și lucrări care sunt mai pe sufletul domniei sale, sunt expuse aici. Este o artistă care muncește foarte mult, este o artistă care studiază și nu se cramponează în principii, uneori poate să fie foarte liberă, însă alte ori este foarte didactică, este foarte serioasă în ceea ce face și niciodată nu ratează ca lucrările domniei sale să fie niște lucrări foarte frumoase și expresive. Acest anotimp iarna l-a provocat și pe Jimmy Stănescu. Jimmy Stănescu deja are stilul său de a picta, îi plac mult culorile reci,
nu lucrează în culori multe, ci în culori puține, esențiale, știe să surprindă pe spiritul motivului pictural pe care îl selectează și știm că este un foarte bun portretist, știm că este un foarte bun caricaturist, chiar excepțional, și că a expus în diferite contexte la nivel național, că este un caricaturist apreciat. Portretele sale, atât în ulei sau în acrilic, dar și în desen, sunt portrete care ne atrag atenția atunci când le privim. Zona peisajului de iarnă este o zonă pe care Jimmy Stănescu abordează în legătură cu peisajul călărășan. El este un iubitor al peisajului călărășan, este un fotograf al dimineților, al luminii solare și al înserărilor. De multe ori văd pe Facebook și privesc cu mare plăcere aceste peisaje pe care le fotografiază, pentru că artistul are o mare sensibilitate și este un artist foarte romantic. Lucrul acesta îl observăm și din peisajele de iarnă pe care le expune aici. George Alexandru vine cu o lucrare foarte interesantă, foarte eliptică aproape, foarte expresivă, dar este de o plasticitate maximă. Este o lucrare care ne atrage atenția prin rafinamentul triurilor colorate și prin delicatețea în care înțelege expresia plastică. De data aceasta nici Florian Mihailescu nu rămâne un artist care să nu fie pliat din punct de vedere estetic pe acest moment. Lucrarea sa, care este inspirată din zona religioasă, și cealaltă lucrare a sa, simbolică, sunt lucrări ale momentului, sunt lucrări care caracterizează viziunea lui Florian Mihailescu, un foarte bun acvarelist, un foarte bun peisagist. Florian Mihailescu este un artist pentru care motivul artistic îi dă mult de gândit, astfel încât întotdeauna pe suprafața pe care pictează sau desenează reușește să reprezinte lucruri inedite. Zona religioasă este și o zonă inepuizabilă în ideea tratării, în mod particular, a unui sfânt. Florian Mihailescu știe ce să facă în momentul în care abordează un subiect religios. Are un stil al său, bine conturat, atunci când îl privim pe simezele oricărei expoziții de grup, știm că acea lucrare este a lui. Și de fiecare dată privim cu interes aceste lucrări. Este un artist care poate să fie foarte concentrat în mesaj, dar este și un artist care transmite un mesaj puternic prin câteva trăsături pe spațiul pe care lucrează. Teodor Florea a fost pentru mine o surpriză. Este un copil tare talentat, are o lucrare inedită și la Salonul Anual de Artă, care se află acum în desfășurare la Muzeul Dunării de Jos din Călăraș. Lucrarea de aici este iar pentru mine o bucurie, pentru că îmi dau seama cu câtă ușurință poate să se joace cu culorile un copil, astfel încât expresivitatea să devină maximă. Teodor Florea are o plasticitate debordantă, tocmai pentru faptul că nu este încorsetat de reguli. Spiritul său este liber, dar simte culoarea și simte spațiul compozițional, ceea ce este un plus pentru acest tânăr, care își petrece timpul într-un mod atât de frumos. Bianca Șerban vine cu o lucrare de sezon, cu un om de zăpadă și acest subiect mie îmi place foarte mult în acest moment și am remarcat că de câte ori cineva expune lucruri care ne aduc aminte de copilărie, de inocența anilor de început, ne atrag atenția și ne face o mare plăcere să privim astfel de imagini. Alexandra Tăbăcaru, Noapte de iarnă, iată că în continuare acest anotimp este cel fundamental în această expoziție. O lucrare și ei sensibilă, foarte delicată, după cum și Alexa Petre, care și domnia sa expune de ceva vreme alături de noi, vine cu o viziune modernă, o viziune în care descoperim exercițiul pe care îl face în fața spațiului de lucru. Iată-l pe Cornelul Sudobrogea, din nou în reflex al orașului său, din nou în reflex al falezei Borcei.
un artist care de fiecare dată mă bucură când îl văd. Deși arta sa este o artă realistă, se apropie de un hiperrealism acerb. Este și un caricaturist, dar este foarte apropiat de satiră. Desenele sale satirice sunt unele care ne fac să zâmbesc și ne fac mare plăcere. Însă zona aceasta a picturii pentru Cornelius Dobrogea este o zonă care pe mine mă fascinează prin modul cum se raportează la desen. Cornelius Dobrogea este un foarte bun desenator, este un foarte bun portretist, surprinde, intră în caracterul personajului, dar îmi place foarte mult faptul că se raportează la peisajul călărășean, că este un reflex arta sa al acestei zone. Nu este singurul artist care face lucrul ăsta, asta înseamnă că noi trăim într-o zonă plină de mister și de pitoresc. Victor Grigore, care ne-a obișnuit cu lucrări în acrilic pe pânză, în ulei pe pânză, care ne-a obișnuit cu portrete feminine în care face introspecție asupra sufletului femeii și o face admirabil în sensul că picturalitatea lui desăvârșită este una care atrage întotdeauna atenția. Vine de acum în expoziția aceasta în Salonul de Artă Contemporană cu acuarele care sunt inspirate din zona orașului Călăraș. Mie mi-au plăcut foarte mult, sunt acuarele care trebuiau să apară, nu este primul experiment de acest gen în opera de până acum a lui Victor Grigore și îmi place foarte mult că își menține zona aceasta figurativă, că nu se îndepărtează foarte mult de ea. Detaliile pe care le recrează sunt pline de nostalgie față de un călăraș vechi. Iată că un artist tânăr își rememorează și ne aduce și nouă în memorie vechile străzi, vechile clădiri de patrimoniu din orașul nostru. Și modul cum sunt implicate culorile, nuanțele, tonurile, ne amintesc nouă de această zonă a unui timp trecut. Florian Vulsan rămâne în aceeași notă a portretului supradimensionat, în zona care amintește de pop art. Este un artist foarte actual prin modul cum abordează acest portret. Iisus și Ștefan Bănulescu sunt două abordări total diferite din punct de vedere stilistic, dar rămâne în nota de priceput prin portretist care este Florian Vulsan. L-am cunoscut pe fimezele expozițiilor cu portrete în acuarelă. Cu mare delicatețe, Florian Vulsan reprezintă chipul uman, nu numai că seamănă foarte bine, dar încearcă să obțină expresii care să definească personajul. Iată că de anul trecut, parcă, sau la începutul acestui an, a început să expună aceste lucrări de mai mari dimensiuni, care, prin cromatismele pe care le așează, devine un expresiv și un foarte actual pictor. Aceștia au fost expozanții de astăzi ai primei ediții a Salonului Național, nu-i național, nu i-am zis decât Salon de Artă Contemporană, dar sperăm să se transforme într-un salon național. Vreau să le mulțumesc inițiatorilor acestei expoziții foarte frumoase, domnului Victor Grigore, domnului Gigi Stănescu, domnului Cornel Ursu Dobrogea și nu în ultimul rând Bibliotecii Județene, pentru că ne simțim foarte bine aici de fiecare dată și sper să trăim momente frumoase expoziționale în acest spațiu și de acum înainte. Trebuie să îi aduc un cuvânt de mulțumire domnului Florian Vulsan, care necondiționat de fiecare dată, chiar dacă este expozant, vine și ne promovează și ne sprijină în demersul nostru. Și felicitări tuturor participanților și sărbători fericite! Sănătate multe și sper să ne vedem la urmă!